Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vreau să ne forțăm norocul total în dimineața asta. Așa. Am vrea să vorbim la telefon acum la 0372069599 cu cineva care a licitat, care a licitat pentru un loc de parcare. În sectorul 3 se întâmplă asta. Înțeleg că în mai multe sectoare de București, în București în principal, în alte orașe, dar nu știu dacă e cineva pe recepție la sfârșitul lunii iulie care a licitat pentru un loc de parcare. Am vrea să vorbim cu tine, să ne spui cum a fost, la ce sumă ai ajuns, pentru că avem un record. Cel mai scump loc de parcare din sectorul 3 București, plătit de un cetățean, a costat 30.700 de lei. E undeva pe strada Fizicienilor, numărul 18. O zonă vis. Da. Auzi, dar... Deci cred că sunt 2-3 oameni în toată țara care au licitat și au ajuns la niște sume mai mărișoare așa pentru locul de parcare. 0-3, stai să vedem dacă reușim. Dacă nu, vorbim despre prețul pentru locurile de parcare imediat. 0372069599. Prieten, dacă e cineva pe frecvență care a licitat pentru un loc de parcare, am vrea să vorbim. Chiar dacă n-a câștigat, a participat, da, și cât, s-a înscris. La cât s-a ajuns, na, și cum e, frate, să liciteze? Adică, na. E remarcabil în știrea asta, sunt mai multe elemente șocante. În primul rând, suma, 30 ceva de mii de lei. În al doilea rând, zona, că te-ai aștepta să iei la banii ăștia ceva, un loc în primăverii, dar nu e pe Bulevardul Fizicienilor, care nu e o zonă din zona zero a Bucureștiului. Nu contează. E important, dacă nu sunt locuri, adică un alt loc în care s-a licitat la prețuri mari în București este zona Râmnicu-Sărat, unde s-au dat 30.000 de lei. Stai un secundă, că ne-a sunat Virgil și sunt tare curios dacă... Virgil, neața! Salut! Salut! Bună dimineața! Ia zi, ai licitat pentru loc de parcare? Da, în sectorul 3. Și poți să spui așa, pentru ce zonă ai licitat? Adică cam în ce zonă? În zona Ozana, Baza Albă. Așa. Și la ce scor ai ajuns? 3.600 de ron. Pe an. Pe an, nu? Nu, 3.600 de ron, plătit bil odată, după care pe an se plătesc 400-500 de lei. Adică tu de banii aia de licitația, adică ai câștigat licitația cu 3.500 de lei și de acum... 3.600, da. 3.600 și nu mai vine altcineva să încerce să-ți ia locul, e al tău, practic, ți l-a concesionat și mai plătești anual taxa respectivă, nu? Asta ți oferă licitația. Da, da, da. Îmi oferă dreptul de a avea loc de parcare, ca să zic așa, concesionat. Garanția locului tău. Garanția locului tău. Dar la banii ăștia se adaugă și taxa anuală de parcare. Da, 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 asta am zis. Pe lângă banii ăștia se plătește taxa de 400-500 de lei, ceva de genul. I-am plătit deja, mi-au venit în prima săptămână, să zic așa, de plată. Pe câți ani e concesionat? O viață. Pe viața lui. Nu e, da, exact. Nu există o perioadă limită. Pe cât stai acolo? Mi-a venit și autorizația, mă rog, de parcare, ca să zic așa. Auzi, spune-mi dacă a fost cel mai, scump loc din zonă sau la licitația s-au dat și... Nu. Nu, am mai participat anul trecut la o licitație și atunci cel mai scump loc tot în zona noastră s-a dat cu undeva la 6.500 de lei, ceva de genul ăsta. Și toate, toate locurile din bateriile respective s-au dat cu niște bani cuprinși între 4.500 de lei și 6.500. Deci acum au mai scăzut. E parcare în aer liber sau e de aia automată? În aer liber, nu. Că măcar să zici canale automate. Cu zăpadă inclusă. Da, și acum ți-ai pus un afiș, e loc luat pe viață, pe viața mea, la apăr, pe viață și pe moarte. Încă nu, încă nu. Mă, nene, da, bine. Păi să mulțumim sănătos, da. Bine, dacă stai să te gândești că într-un... Stai să mai nou, că sunt să telefoane, uite. E și Titi din Brașov. Mamă, ce ascultători avem. Titi, neața. Salut, Titi. Bună dimineața, sunt un moldovean din Ialați. Bravo. George, mutat în Brașov, acum 3 ani. Să trăiești. Ca jumătate din Brașov. Și ca, eu știu, premiu, așa că m-am mutat, am luat o amendă, 2.600 lei, 260 de lei. După care a venit pandemia, nu s-a licitat nimic, s-a licitat anul ăsta. Da. Am un furcuga, am măricel, eu încerc să mai parchez pe lângă altcineva, cât a trebuit să merg și eu la licitația asta. Adică tu n-ai licitat? Am licitat acum. La urmă trebuie să meargă să-și ia loc. Și cât a fost? Cât ai dat? Păi, eu m-am retras, am licitat, dar m-a retras când s-a ajuns la 2.000 de lei pe an, parcare. Este exagerat. Și încă ceva... Stai puțin, la Brașov plătești, nu plătești ca la București locul și după aia o taxă mai mică, ci plătești
licitezi... Să mă asată an. Pe an. Pe an. Da, și încă ceva. Eu în oraș sufocat de imobiliare, văd că spații de construit blocuri se găsește, de construit o parcare supra sau subterană, nu. Și domnul primar, după părerea mea, este un pic rupt de realitate. Ca mulți alții. Spune-mi, Titi, la ce bani s-a ajuns? Ai zis că tu te-ai retras la 2000. Mai știi la cât s-a ajuns acolo? S-a ajuns la 3000 de lei, domnul. Este exagerat de mult. Mamă, și pentru fiecare an zici 3000 de lei? Exact, exact, exact. Eu stau în Astra 12, Răcădău. Da. Dar știu Brașovul dinspre McDonald's, orice, unde-ți bate ursul în geam acolo. Și, na, lumea are nevoie. Sunt 200... Ca să elibereze, parcările trebuie neapărat supra sau subteran, neapărat. Spații verzi, cum? Mai strânge din jurul blocului. Foarte multe mașini, da. Foarte multe. Sunt unii care au două, trei mașini, da, și le țin în parcare. Eu am de serviciu, trebuie să circun zilnic, dar unii... Nu. Mulțumim că mulțumim, ne-ai sunat, deci, ne-ai dat explicația. Acum s-a ajuns la 250 de lei pe lună, practic. Ăsta e tariful în Brașov. 50 de euro, da. Pe lună? Da. Da, mi se pare mult. Acum, apropo de ce spunea ascultătorul nostru din Brașov, legea zice că dacă ești dezvoltator imobiliar, trebuie să construiești cu locuri de parcare. E obligatoriu. Dar nu se, respectă, nu se respectă întotdeauna. Aici înseamnă că e cineva dacă care nu respectă legea. S-o gândește așa, un loc de parcare, am înțeles că a ajuns acum pe la dezvoltatorii imobiliari, am înțeles că bate pe la 15.000 de euro. Așa știam și eu, 10-15.000 de euro. Și dacă o pui în contextul ăsta, să dai 30.000 de euro la licitație ca să ai locul tău 30.000 de lei. De lei. Da. Înseamnă 6.000 de euro, da, la care se adaugă taxa anuală de 100 de euro, că e 500 de lei. Deci oricum ești mult mai bine decât la un bloc nou. Da, dar astea sunt niște locuri, adică la dezvoltator de banii aia primești loc de parcare în subteran. Nu neapărat. În cele mai multe, bine, la 15.000 de euro. Da, primești loc de parcare în subteran, totuși e altă protecție. Aici, da, sunt, uite, la marginea străzii, locurile astea de parcare sunt practic niște puțină vopsea dată pe jos. Nu e vreo mare investiție acolo. În Galați înțeleg că s-a ajuns la 6.510 lei undeva în Mazepa 2. Primăria a făcut licitație, 6.510 lei e cel mai scump. Da. Din ce s-a licitat acolo. Deci asta, publicația Buletin de București a dat prețurile astea din București în 2021. Plătite cele mai mari sume la licitații pe locul întâi, cum spuneam, o parcare de 30.700 de lei din cartierul Nicolae Grigorescu, alta 30.000 de lei lângă piața Râmnicu Sărată în București. În același an, zice publicația, 7 persoane au fost dispuse să dea între 20.000 și 25.000 de lei pentru a-și asigura parcarea practic pe viață. Anul ăsta mai puțin, deocamdată cel mai scump loc de parcare de reședință, 16.000 de lei în piața Alba Iulia, în București. În sectorul, Luca, 3, în sectorul 3, locul de parcare îl câștigi și l-ai cât timp ai mașină, ne spune Marinel. Dacă o vinzi, te așteaptă 90 de zile cu actele cele noi, dacă nu, îl pierzi. Da. Ce să zic, bicicletă, nici nu știu cum... Sincer să fiu, eu cred că astea ar trebui trase la sorți, nu licitate. Știu că pentru primărie reprezintă deja un venit foarte bun, se încasează niște milioane de lei pe an, dar mesajul e că... își vor permite mașini doar cei care au posibilități financiare mari, adică bogați, știi? Cei care pot să dea 6.000 de euro pe un loc de parcare, ok. Totuși, uite, sunt cazuri oameni care au o mașină de serviciu, trebuie să se ducă la serviciu, nu-și permit. Ei ce fac? Și atunci, ok, decât să licitezi, nu mi se pare un principiu corect, beneficiază doar cei cu bani, atunci mai bine le tragi la sorți. Nu, dacă le tragi la sorți, la noi nu merge. Și ce se întâmplă dacă le tragi la sorți? Se măzluiește tragerea la sorți, garant dau scris. Eu dacă acum le tragi la sorți, ar putea să le vândă între ei. Bașcă. Știi? Adică cel care are bani, da, să se ducă peste cel care a câștigat și nu are posibilități. Da. Și să-i zică, uite, îți dau banii ăștia. Uite, deci... și asta este o dezbatere de purtat. Nu știu dacă mai avem timp acum să luăm mai telefonul ăsta. Două minute. Poate că era bine să lansăm mai de mult. Ok, bun, hai să facem așa. Deci cum vi se pare mai fair, mai corect? Să se liciteze locurile de parcare în marile orașe, acolo unde nu sunt locuri și e cerere mai mare decât locuri disponibile? Mă refer la locurile de la primării, nu de la cele de la dezvoltatorii privați. Sau, în astfel de situații, să se tragă de fapt la sorți, astfel încât toată lumea să aibă o șansă, nu doar cei care au bani mai mulți. 0372 069599. Care sistem vi s-ar părea
mai echitabil din punctul ăsta de vedere? Pentru licitație sau pentru tras la sorți? Să aibă o șansă toată lumea, chiar mică, sau să fie mașini doar pentru cei care își pot permite în felul ăsta? Și la asta cu trăgerea de sus sunt persoane ghinioniste care n-au o șansă, așa măcar dacă dai bani îți cumperi noroc. Da, unde ziceam că, în ce țară vorbeam acum ceva vreme? Singapore, că nu... Singapore. Păi de ce altceva? Dacă vrei să trăim ca în Singapore, Singapore nu e o democrație. Singapore este o dictatură. Și acolo, da, numărul de mașini e limitat pentru simplul fapt că spațiul disponibil în insula respectivă este limitat. Mă rog, nu e insula. În statul respectiv este limitat. Dar acolo plătești 75.000 de euro ca să ai o mașină de 15.000 de euro. Știi, dacă ajungi acolo, când vezi un om care conduce un Mercedes, ultimul tip, îți dai seama că ăla este cel puțin milionar. Așa era într-o vreme și prin țările civilizate din Europa. Adis face semne disperate că poți să iei telefoane. Ia, hai să... De altfel, dacă te uiți pe centrală, vezi că e plină. Mă uitam pe mesaje. Daniel, bună dimineața, mai avem un minut. Salut, Daniel. Bună dimineața. Da, deci trage la sorți sau pe bani? Păi bine, dar e vorba de proprietate. Dacă e domeniul public al țării, al statului român, s-a ajuns ca un cetățean care are bani să fie practic proprietar pe domeniul public. Da. S-a ajuns în Târgu Jiu, pe stradă, efectiv, e marcat cu roșu și acolo e jupân. Până la urmă, oamenii își vor și închide. Uh-huh. Chiar pe partea carosabilă s-a făcut loc de parcare, are bani, plătește și stânjenește circulația. Repet, da. Domeniul public. Da. Deci, părerea ta, tragere la sorți sau licitație? Nu, serios. Tragere la sorți și licitație. Cine are bani... Mulțumim, Daniel. Dănuț, bună dimineața. Slep amândouă. Neața, Dănuț. Salut. Bună dimineața, de la Timișoara vă sunt. Nu sunt de acord cu nicio variantă. Nici așa, nici așa. Și nici prin tragere la sorți. Este un sistem foarte bine pus la punct la Timișoara, un T-Park. Parchezi unde găsești loc și gata. E practic legea junglei. Apropo de Timișoara, ca să închidem așa, Cristi din Timișoara ne dă un mesaj, zice: Neața, eu am 6 locuri de parcare gratis în fața casei. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.